convocat prin dispoziția numărul 1256 din 28.10.2017. În legătură cu ordinea de zi, avem un proces verbal încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii din data de 20.12.2012. Dacă sunt discuții, să nu se pun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Avem un proiect suplimentar pe care aș dori să-l introduc pe ordinea de zi ca numărul 1, și anume proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, reabilitarea și modernizarea Colegiului Tehnic Victor Ungureanu din municipiul Câmpia Turzii, județul Cluj. Supun la vot suplimentarea ordinii de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate? Și supun la vot ordinea de zi cu proiectul inclus ca numărul 1 pe ordinea de zi, urmând ca restul să fie renumerat. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate? Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, reabilitarea și modernizarea Colegiului Tehnic Victor Ungureanu din municipiul Câmpia Turzii, județul Cluj. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului de hotărâre, domnule Victor? Să întreb dacă contribuția proprie de 59.500 este cu TVA sau fără TVA? Cu TVA. Toate valorile sunt cu TVA. Da. Și atunci, încă o întrebare. Contribuția proprie de 2% nu se ia din cota de fără TVA? Că de obicei se ia fără din cota de fără TVA. Nu. Din toată valoarea se ia, pentru că se plătește TVA. Eu știu că se plătește, dar de obicei se ia fără TVA. Asta era întrebarea. Da. Așa. Eu am inițiat acest proiect de hotărâre pentru că este vorba despre, sau acest proiect de hotărâre privește acel proiect pe fondul european pe care să inițiem și care termenul de lansare este 4 ianuarie 2018. De asta mi-am permis să convoc ședința de Consiliul Local astăzi și vă mulțumesc celor care sunteți prezenți astăzi aici. În urma discuțiilor pe care le-am avut cu cei de la Drenos Vest, am primit recomandarea ca să se regăsească într-un singur proiect de hotărâre, nu în două proiecte de hotărâre, așa cum dumneavoastră a votat, nu mai știu, în cursul lunii trecute. Și ăsta a fost motivul pentru care am inițiat un scris acolo și eu am observat la articolul 2 că am și cetează aplicabilitatea cele două hotărâri de Consiliu, care era, pe de o parte, valoarea întreaga proiectului și pe de altă aprobată valoarea întreaga proiectului, pe cealaltă parte era aprobată cota de finanțare a municipiului. Da. Dacă mai sunt și alte intervenții? Dacă nu supunem la vot proiectul de hotărâre, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui drept de acces în favoarea SC Electrica S.A. SDEE Cluj-Napoca asupra unui grup de măsuri instalat pe un stâlp amplasat în teren aparținând domeniului public al municipiului Câmpia Turzii. Prezint inițiator primar Călin Nicolae Lungivan. Dacă sunt discuții, domnul Sma. Deci, dacă îmi permiteți, o să vă explic care a fost motivul pentru care s-a inițiat acest proiect de hotărâre. Așa cum vă aduceți aminte, după preluarea zonei de agrement 3 lacuri de către municipalitate, la acel moment energia electrică era asigurată de firma care avea înainte proprietate acest imobil, mă rog, în concesiune. După retragerea concesiunii, ne-am preluat, însă curentul electric a rămas în continuare pe ei și acum deja suntem în al patrulea an în care ei plătesc curentul electric, lucru care nu este normal. Au format mai multe discuții cu ei, am tot rugat până am reușit să obținem toate avizele de electrică și mai departe, dar mai avem nevoie și de acest acord din partea dumneavoastră. Observ că, datorită lipsei consilierului local PSD, PMP și a consilierului tot Vasile Simon de la PMP, PUSL, nu va trece acest proiect de hotărâre, astfel că prin intermediul care se prezentă aici, rog, firma care ne-a acreditat 4 ani de zile și care ne plătește nouă curent electric, să o mai facă încă până la ședința ordinară din luna ianuarie. Nu știu, procedural, să spunem la bună. Dacă nu mai sunt alte intervenții, aș vrea să pun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu știu ce este pentru. Atâta faptul că nu sunt 12, ci de 11 și fiind de patrimoniu, proiectul de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea și însușirea inventarului domeniului public.
istoric al municipiului Tâmpia Turzii. Prezintă inițiator privat Dorin Nicolae Rujigan. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului de hotărâre? Ce a situație și din... Pentru acest proiect de hotărâre, este un proiect de hotărâre inițiat, pe de o parte, pentru că legea prevede ca aprobarea inventarului bunurilor să se facă până luna de sfârșitul anului calendaristic, respectiv 31 decembrie 2017. Nu l-am introdus în ședința ordinară de Consiliul Local din luna decembrie, pentru că mai aveam încă un curs de rezolvare, întăbularea unor sărți din municipiul nostru. Știți foarte bine că pentru accesarea acelui proiect de aproape 9 milioane de euro pe planul de mobilitate urbană, este nevoie de o hotărâre de guvern care să valideze inventarul bunurilor, în care să se regăsească prevăzut în mod expres numărul de carte funciară, suprafață și așa mai departe, în care sunt întăbulate imobile care fac obiectul acelui proiect european. Vreau să vă spun că în momentul la care am venit în primărie, nu știu dacă aveam întăbulat 5% din averea municipiului Câmpia Turzii. Astăzi putem afirma că avem, doamna Ghinea, 60-70% din averea municipiului întăbulată, da? 60%, da? Într-un an de zile. Asta înseamnă că am întăbulat școlile, grădinițele, Palatul Cultural, care vreau să știți că avea o ipotecă de 40 de milioane de euro pe el și era întăbulat pe Mecel Câmpia Turzii. Am întăbulat ceea ce este mai important și care a făcut obiectul punctul 1 de pe ordinea de zi, liceul Victor Ungureanu, care 25 de ani n-a fost nimeni în stare să-l întabuleze, iar acum, datorită lipsei consilierilor PSD, PMP și consilierul PPUSL, tot Vasile Simion, nici acest proiect de hotărâre nu va trece, astfel că nu putem face demersuri necesare inițierii hotărârii de guvern, prin care se validează inventarul bunurilor și automat putem acționa fondurile europene pe un proiect european de 9 milioane de euro. Asta este consecința lipsei de responsabilitate a unor consilieri locali care cred că sunt aleși doar atunci când pot promova proiecte populiste. Eu v-am expus punctul meu de vedere, v-am expus că este motivul pentru care am promovat această ședință lor. Treceți la vot și... Mai sunt și alte intervenții? Dacă nu supunem la vot proiectul de hotărâre, cine este pentru? Potrivă? Abține? Nu se prezintă votul pentru. Vă mulțumim și declară această ședință. O să rog presa să rămână câteva minute după ce părăsesc.